Cine dintre voi doi e mai norocos? Vreau întrebare. Să scap de chitară mai întâi. Ajut el, ajut el, stai un pic. Înseamnă că mâinile lui sunt libere. El e nou, hai să vedem ce noroc ai tu. Eu pot să spun că eu sunt norocos fiindcă deja am ajuns în acord. Asta este o parte din norocul meu. Dar nu știu, să vedem la provocare dacă extrage, alege. Asta e doar șampanie. Dar tu poți să bine, da. Poți să ne mulțumim celor de la Florica. Până când eu lucrez, Igor bea șampanie. Apoi așa ai. Nu, eu o țin în mână, doar. Să vedem, să vedem, să vedem ce o să iasă. Ta-ta-ta-ta! Întoarce-o la cameră. Dă-mi un pește și dă-mi cum ți-o fi norocul. Acum primim o felicitare, după care vedem. Ce noroc au băieții. Wow, ce mă așteaptă. A fost un an extraordinar de frumos. Eu sunt fericită, sunt bucuroasă, sunt împlinită. Se spune că la sfârșit de an se numără bobocii și dacă ai realizări frumoase, eu una am realizări frumoase. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Vreau să le doresc tuturor să nu uitați să sperați, să nu uitați să credeți, să nu uitați să visați și mergeți spre visele voastre, pentru că este cel mai important atunci când te trezești dimineața. Gândești pozitiv, gândurile te duc acolo departe, la ceea ce, ce te gândești să faci. Vă mulțumesc de suflet că sunteți alături de mine, că mă iubiți, că mă acceptați. Câteodată îmi dați mesaje mai pipărate, dar eu să știți că le citesc cu mare atenție și uneori râd de ele și mă amuz, dar sunt binevenite pentru timpul dumneavoastră. Vă mulțumesc de suflet și pentru iubirea voastră. La mulți ani! Suntem deja în platoul cu toate lucrurile pregătite. În această seară le-am oferit băieților din Acord o cină romantică. Ce am eu aici? Pește? Fii atent că-s frații mei, eu sunt zodia de pește. Măi, atunci eu sper să țină cu tine. Deci, ce urmează să faceți, băieți? Aici avem un butuc de cărți. Așa. Voi urmează în câteva clipe să alegeți o carte de acolo. A cui carte va fi mai mare, ăla va avea norocul să ia cu mâna asta, cu mănuș, pește și să-i dea peste față celălalt. Peste față? Da! Ce? Da! Dar așa e! Eu de mult îmi doream asta! Deja depinde de noroc. Ai drept să iai din vrei. De unde vrei. Așa. Deci, hai! Sper că ne-a luat tuzu. Nei? Tuzu. Aproape! Aproape! Așa, hai să vedem! Și acolo! Șase! Rai! Hai! Ia fratele, trebuie să faci asta. Stai să-mi imaginez că fuge din mână. Așa, 3, 2, 1, hai! Odată, nu de 3, una. A, odată? Odată, da tare. I-am dat odată. S-aude, băi, strângea, așa. Curge sânge, de atât am pus șervețele. Așa, următoarea, a cui cartele mari? 10. Hai, mai 10. Al doilea. Este oasus răsare, o taină mare. Odată. Hai, încă una. Eduard, tu ești primul. Hai. Acum, Eduard, pregătește-te. Pregătește-te. Ce ai? Ai asul? Uite, eu vreau să fac un de-asta, cum se cheamă, știi, când ai... Nu-i cinstit, nu-i corect. Ține-o. Eu trebuie... Nu accept. Dacă așa nu, mai, dacă așa e noroc, așa e norocul. Da, așa-mi e noroc. Hai. Eu îi dau șansa mea. Hai, nu, bravo, uite, mie îmi place, bărbat adevărat, el primește cu demnitate tot. O, dată, omule! Deci... Băi, nu mă, hai, hai, doar, hai că... Da, eu știi ce? Că nu, dar vreau și eu să-mi dea cu pieștele, lasă! Dă-i cu pieștele! Dă-i cu pieștele! Pieștele mei, hai, dă-i cu pieștele, da așa! Că răzbunii-te ca pe 3 ori! Ce fie, hai! Eu trebuie să... Nu pisteți prâncieni! Să acumulez... Hai, mă, repede! Trebuie să acumulez... Hai! Așa! Odată-mi, da! Eu l-am făcut așa de el m-a tuflit odată. Mulțumesc tare mult. Sper să mai veniți la mine la emisiune. Deci dacă vine trupa Acord la recital și putea pește, să știți de ce. De la mine, de la emisiune au venit. Dragilor, vă mulțumesc tare mult. La mulți ani vouă. Eu în special vă mulțumesc. Da, tu ai fost astăzi erou o serie. Eu vreau să spun că acest pește peste față e spre noroc. Anul 20.
zici va fi mai bun. Ca și cu găinanțul în cap. Ai avut așa ceva? De cât de multe ori? După cum am spus, sigur este zoi de pește, nu? Eu sunt pește. Și să știți că eu fiecare zi primesc câte un pește pe față. Da. Deci e caldă, e frică. Da. Gata, gata, că intrăm prea multe detalii. Mai primim urări de la artiștii noștri. La mulți ani!